Bună ziua, doamna Carolina! Bună ziua! Ce faceți dumneavoastră? Așa este. Deci, eu cunosc că dumneavoastră sunteți sărbătorită astăzi, da? Astăzi nu ar trebui să munciți, dar trebuia să vă luați liber. Ce facem, așa? Cunosc că faceți frumoasă vârstă de 34 de ani, da? Da. O întoarcem astăzi. Și uitați-vă că cineva, cine vă iubește, vă duce dorul, vă apreciază foarte mult la justa valoare, a dorit să vă surprindă. Cum credeți, din partea cui vă telefonez? Așa, poate altcineva? Aveți o familie frumoasă care nu uită niciodată de dumneavoastră, da? Uitați-vă, eu am scris o poezie și acum am să dau citire și o să înțelegeți din start, din partea cui vine această surpriză telefonică. Aveți câteva minute să mă ascultați? Măicuța mea cu chip divin, eu azi la tine nu pot să vin. Căci tare depărtate mai suntem, doar prin ecranul unui telefon putem să ne vedem. 19 ani aveam când prin străini tu ai plecat și iată sunt deja 4 ani de când acolo tu mai mult ai stat. Tare rar mai vii pe acasă, știu că tot pentru noi muncești, ca să fim îndestulați, ca să avem de toate, îngerul nostru ești de zi și noapte. Astăzi este ziua ta. La mulți ani, măicuța mea, sănătoasă să ne fii, este tot ce ne dorim. Noi tare mult te prețuim, să ne ierzi de ce greșim. La mulți ani, iubită mamă, cât ești lângă noi, nu cunoaștem de cuvântul teamă. Iar această surpriză vine cu mare drag din partea părinților dumneavoastră, a mamei Tamara, tatălui Fiodor, copiilor Mihai și Mihaela, dar și nora Andreea. Eu mă înregistrez acest moment și dacă aveți să le transmiteți ceva, vă rog mult. Mulțumesc! Acum s-a dat în atâția ani. Când m-a dus la tata și la tata și bară, mulțumesc mult, că doresc și eu mult sănătate. Asta, sănătate și bară. Așa este. Și din partea mea, un sincer la mulți ani și putere și răbdare, pentru că este foarte greu în străinătate, mai ales când ești departe de ai tăi dragi și scumpi. Și eu pentru dumneavoastră am și o piesă. O ascultați?
doamna Carolina. Încă o dată la mulți ani și revedere cu cei mai scumpi și dragi. La revedere. Cu drag.